Dragii mei, bun venit la My Romania Community. Așa cum v-am obișnuit sau cum bine știți, sunt momente în care facem emisiuni în direct cu oameni frumoși. Și când spun cu oameni frumoși, nu mă refer neapărat la aspectul fizic, ci la suflet, pentru că acela ne apropie pe toți. Unde ne aflăm în această seară? Ei bine, avem o surpriză pentru dumneavoastră. Ne aflăm în interiorul Institutului Cultural Român de la Londra, unde timp de multe zile a existat o expoziție pe care, dacă dumneavoastră voiați, puteați să o vedeți. Și avem un invitat special, un om minunat, un om extraordinar, Veta Ghimpu Munteanu. Bun venit la My Romania Community! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru prezentarea atât de wow! Doamna Veta, prezentarea atât de wow e aici la mine și sunt vreo câteva pagini. Nu știu cu ce ar trebui să încep când vine vorba de dumneavoastră. Pentru că, în afara faptului că ați adus-o cu moară la Londra pentru a fi expusă și a fi văzută de oameni, dumneavoastră aveți două discuri. Ați fost și în filme, pentru că știu sigur, am aflat sigur că ați fost și în două filme, dacă nu mă înșel. Scrieți. Sunteți solist. Faceți atât de multe lucruri minunate. Cu ce ar trebui să încep când vine vorba de dumneavoastră? Trebuie să mă gândesc și eu cu ce ar trebui de început, fiindcă n-ați spus principalul de foarte mulți ani, ați spun și câți ani, de 42 de ani, sunt redactor prezentator la Radio Moldova, prezint emisiuni de folclor și nu numai, iar ceea cu ce am venit și tot ceea ce se află acum în spatele meu, o parte din comorele mele, din costumele mele populare, le-am adunat grație cântecului popular, care mi este foarte drag. Și, iarăși, de 40 de ani sunt într-un ansamblu etnofolcloric de la noi, de la Chișinău, Tălâncuța, sub oblăduirea lui Andrei Tamazlăcaru, un mare folclorist. Cum de ați ajuns cu această expoziție minunată la Londra? Din câte am văzut noi sau din câte ne-am informat noi, dumneavoastră aveți o colecție mult mai bogată, o colecție extraordinară de costume tradiționale. Da, așa este. Eu am venit doar cu o parte din costumele mele populare, fiindcă nu puteam să iau mai mult cu mine, atât cât am încăput în cel mai mare geamantan care îl aveam acasă. Și sper să vi le prezint și pe celelalte costume, cândva, cumva. Am venit cu multe din cămăși. La noi e o discuție acum, la Chișinău, cum să se numească aceste piese, cămașă cu altiță, înrăurată sau ie. Eu le-aș zice și așa și altfel, fiindcă pe timpuri se coseau chiar cămașele, nu aceste de sărbătoare pe care le-am adus eu, dar cămașa care se utiliza zi de zi, plus aceste frumuseți de sărbătoare. Și ziceam că nu am adus tot, dar atunci când am început a le colecționa, fără să vreau, am ajuns la o colecție, fiindcă îmi propusesem cu fiecare cântec să ies în scenă și cu un costum aparte. Sigur că la începuturi, acum 40 de ani, era o mare problemă la noi în privința portului popular, fiindcă se știe, nu e secret, se nega tot ce e cântec popular, colindul era interzis și nu mai vorbesc de costumul popular. Dacă și se îmbrăcau
artiștii profesioniști, cei care erau angajați în orchestrele de la noi, de la Filarmonică sau de la Palatul Național, era un atelier care confecționa aceste costume la mașina de cusut. Deci nu era ca pe timpuri cum să stai în ac și să brodezi o ie sau o cămașă timp de un an de zile. Au trecut ceva ani cu, am mai spus-o și la deschiderea expoziției, au trecut ceva ani, între timp ne-am consultat cu specialiștii de la Academia de Științe, cu lucrătorii de la Muzeul Ținutului Natal, până am ajuns să ne dăm seama cel puțin ce înseamnă un costum popular și cum trebuie să-l îmbrăcăm. Eu, în ansamblu, făceam parte din... Deci, în ansamblul etnofolcloric Tălâncuța s-a ținut cont de toată geografia, hai să zic, Republicii Moldova, deși noi am depășit, am trecut și în Bucovina și în Basarabia istorică. Eu, într-un fel, reprezentam chiar și Basarabia istorică și partea Prutului de Jos, de la Cahul. Am încercat să-mi găsesc costumul de la mine de acasă și așa fiecare coleg al meu. Cei de la centru îmbrăcau costumul care reprezenta zona lor, cei de la nord și mai de la nord din Bucovina la fel veneau cu costumul de acasă. Astfel, încetul cu încetul, studiind, bineînțeles, am ajuns să ne îmbrăcăm frumos și adecvat zonelor pe care le reprezentam în ansamblu. Ce ne puteți spune despre acest superb costum pe care îl purtați dumneavoastră? Nu știu de unde să o iau, de la opinci în sus? De unde doriți neastră? Haideți să încep cu opincile, că și aici e foarte mare discuție în ultimul timp la noi, la Chișinău. Artiștii mai consacrați, din păcate, ei nu acceptă opincile. Mulți le asociază cu sărăcia, că ce am ajuns la sărăcie să purtăm opinci. Ori... noi încercăm să nu le ripostăm prin cuvinte, dar purtând opinca, ieșind cu ea în scenă, fiindcă cei care studiază știu că, de fapt, opinca vorbește de vechimea noastră ca civilizație și că s-au găsit în săpăturile arheologice opincile încă de pe timpul dacilor, cu vreo 5 ani 5.000 de ani în urmă. Deci, nu e decât o mândrie. Suntem o civilizație atât de veche. De ce ne-am rușinat să purtăm opinca? E ceea ce ne reprezintă. În Moldova se poartă catrințe, noi le zicem, sau foile, care, iată, cu poale, neapărat cu poale, și cu aceste catrințe încinse cu brâu. În expoziția mea am adus și diferite catrințe, și diferite brâie, și unul cu tricolor, care știu că mai mult se poartă în Transilvania, e un semn și al libertății și al demnității de neam, și iile sau cămășele, cămașa cu altiță. Această cămașă am ales să o îmbrac la deschiderea acestei expoziții și în emisiunea dumneavoastră, fiindcă pentru mine, în primul rând, e de o valoare sentimentală aparte. E luată de la doamna Elena Postolache, doctor în științe de la Academia de Științe, care din păcate nu mai e în viață, dar dumnea ei mi-a adus-o într-o zi la radio și mi-a spus că e o cămașă deosebită, într-adevăr cu o lucrătură deosebită și cu însemnele soarelui. Și n-am rezistat până nu am cumpărat această ie de la dumnea ei și o port în cazuri așa mai speciale, ca și în cazul nostru. Celelalte ei care le-am adus, am încercat să fac o unire prin ele, fiindcă am cămăși din toate zonele României. Bucovina, Oltenia,
de la Vlașca am o cămașă, iată, a doua de sus. Vrancea, aceasta e o cămașă din Vrancea, dacă o întorci cu spatele, e o cusutură specială care reprezintă, adică zona de Vrancea, fac anume toate aceste încrețituri, le coase, se adună la un loc. E ceva reprezentativ pentru zonă. În capăt e o cămașă de mireasă din Bucovina. În spatele dumneavoastră sunt două ei din Oltenia. Bine că acolo sunt și subzone, Gorj, Mehedință, iată ca aceste. Asta e din Basarabia. E o cămașă după un model foarte vechi, recondiționat. Și mai sus la fel. Ziceam că am încercat, am adus din toate zonele din România câte ceva din costumele mele populare și ziceam că mai am acasă încă ca pe atâtea și care reprezintă la fel diferite zone din România. Aveți una care este specială pentru dumneavoastră, una pe care o purtați mai aproape de suflet? În cazul iilor mele sunt ca și copiii mei. Nu pot să spun că îmi place una mai mult sau alta mai puțin. Fiecare dintre ele reprezintă ceva anume. Când mi-au venit, fiindcă multe le cumpăr printr-un site. Deci le văd, întreb mărimele și apoi trimit banii și îmi sunt trimise. Iată aceste două, care sunt exact în spatele dumneavoastră, mi-au venit în același timp, ambele. Și sunt de o asemenea tehnici de lucrare a acestor două ei, care sunt absolut diferite ca tehnică de lucrare, nu mai sunt astăzi. Și când au venit la mine, toate din care le vedeți, toate sunt vechi, sunt foarte vechi. Și bineînțeles că sunt deteriorate pe alocuri. Ori au pete, ori au găurele. Eu le prelucrez, le recondiționez pe cât pot, le scot petele, le spăl, apoi le calc și le pun, iată, acestea două, țin minte, le-am așezat așa pe două cuiere și, sincer vă spun, în gând, i-am mulțumit Domnului că aceste două capodopere au ajuns la mine și am mulțumit mâinilor și sufletului care au știut să prelucreze atât de frumos aceste două cămăși. Noi am auzit că ați avea și un costum chiar care are 150 de ani vechime. Pe acela nu l-am adus, e din Maramureș, e cu fustele celea foarte bogate, e lucrat în cânepă și in și cu cămașele astea la fel de bogate precum sunt în Maramureș, era foarte greu și nu l-am luat de data aceasta. Sper altă dată să vi-l aduc și să vi-l prezint, e deosebit. Cum a plecat pasiunea dumneavoastră pentru muzică, pasiunea pentru cultură, pentru ei, pentru tradițiile noastre? Eu vin dintr-un sat foarte mic de pe malul Prutului și prindeam foarte bine undele de radio Iași și București, chiar mai puțin Chișinău. Ei, pe programele acestor două posturi de radio am și crescut. Aici am auzit cântece absolut deosebite și am cunoscut mari cântăreți atât din domeniul muzicii populare cât și din domeniul muzicii ușoare. Și când a venit timpul să-mi aleg și eu profesia, eu deja știam de pe la vreo 14 ani că vreau să devin cântăreață de muzică populară. La noi în sat se cânta foarte frumos și se dansa cu foc. Cei care au cunoscut partea de sud a Republicii Moldova ar veni raionul Cahul, de unde sunt eu, peste Prut, Galațu,
la Galați. Se dansează cu atâta foc, fiind mare majoritate a artiștilor din ansamblul Joc, un ansamblu renumit de la noi, care are peste 50 de ani de existență, venea și alegea dansatorii din părțile noastre de la sud. Veneau reprezentanți și cei care pricepeau, coregrafi, specialiști, pur și simplu urmăreau jocul satului. Și de acolo au ales cei mai mari artiști ai timpului, care au devenit în timp artiști, fiindcă se dansează într-un mod absolut deosebit. Mustește cu folclor, cu cântec, joc, partea de la sud. Și probabil nu puteam și eu la altceva să mă gândesc. Deci venisem la Chișinău să mă fac cântăreață de muzică populară. La 17 ani, când am absolvit cele 10 clase, așa cum se făcea pe la noi, și mare mi-a fost dezamăgirea când am venit la Institutul de Arte și nu exista o asemenea facultate. Și atunci am dat și eu actele la întâmplare, întâmplare făcut să merg la actorie și regie, și timp de 4 ani mi-am zis, nu mă mai fac cântăreață, încercam așa să năduș în mine acest drag de cântec. Am absolvit facultatea, mai eram să merg la teatru dramatic de la noi astăzi, Mihai Eminescu, și totuși sufletul mi-a spus că nu e locul meu acolo. Și atunci când profesorii mei m-au recomandat pentru acest teatru, eu n-am îndrăznit să le spun în față că nu vreau să merg la teatru. Aveau, prea credeau în mine și mă temeam să nu-i dezamăgesc și le-am scris o scrisoare. N-am îndrăznit să le spun direct. Le-am scris și le-am spus, nu vă supărați pe mine, nu mă văd actriță de teatru dramatic. Și ei m-au lăsat în pace. Oricum, nu mi-am îndeplinit visul, n-am devenit cântăreață, dar după absolvirea facultății am început munca mea la Direcția de Cultură Orășenească, unde ne ocupam la fel cu colectivele de artiști amatori, deci devenisem un fel de funcționar. Ori tângeam totuși după cântec. Funcționar în cultură. În cultură, cumva. Da, în cultură. Și eram deja căsătorită. Aveam, la noi de vreme se căsătoreau fetele, eu la 21 de ani eram deja căsătorit. La 22, aproape 22, o adusesem pe lume pe Anda Cristina, primul meu copil. Parcă aveam serviciu, aveam familie, aveam copil și totuși, ziceam, tângeam după cântec. Ori soțul meu, Simeon Ghimpu, iată că și apoi am, peste ani am făcut o antologie a vieții și activității soțului meu, care era profesor universitar, primul doctor în studiul artelor de la noi din Republică, a predat toată viața la Institutul de Arte, anume la regie și actorie, acolo și ne-am cunoscut. Un foarte cunoscut textier pentru cântecele de muzică ușoară în mod special, și el fiind artist de fire a simțit durerea asta a mea, că îmi doream atât de mult să cânt, și mi-a spus, tu ai să cânti. Apăruse ansamblul etnofolcloric Tălâncuța la noi la Chișinău. Era ceva absolut neordinar. Nu se cânta până atunci așa ceva la noi, fiindcă Andreita Mazlcaru, vă spuneam la începuturi, un foarte bun folclorist de la noi, noi îl asociem cu Constantin Brăiloiu, într-adevăr, dumnealui a mers pe teren și ne lua și pe noi, membrii ansamblului Tălâncuța, și culegeam tot ce găseam în satele Republicii. Și el a fondat, deci în baza a tot ce a adunat pe parcursul anilor, a și, cum să zic, a dat viață acestui colectiv și a materializat în visele lui prin acest colectiv. Și dacă mergea, să zicem, în partea de sud, în expediție, mă lua și pe mine.
și neapărat alegem împreună repertoriul și la fel proceda cu toți ceilalți colegi ai mei. Dar până ajunge eu în acest ansamblu, ziceam că toți din lumea artistică se uita foarte sceptic la acest ansamblu. Măi, ce-o fi și cu ăștia? Și tălâncuța această denumire le-a părut bizară. Dar să știți că noi am spart gheața. Până atunci colindul era interzis la noi, în Republica Moldova. Ei, noi am pornit cu la poartă la Ștefan Vodă, lerulei doamnele, la poartă la Ștefan Vodă. Nu vă dați seama, erau probabil momente, parcă ne pregăteam pentru renașterea națională care a și urmat. Ansamblul a fost fondat în 80 și apoi peste câțiva ani s-au pornit și la noi reformele. Organizam aceste concerte pe scena Uniunii Scriitorilor. Vă dați seama unde era intelectualitatea Republicii. Și de multe ori în sală vedeam lacrimi pe obrazul scriitorilor, fiindcă numai ei știau cine suntem cu adevărat, ce ne trebuie pentru a prospera și sigur că era terenul propice pentru a porni cu și a fi, cum să zic, recunoscuți și nu numai, dar și susținuți. Și soțul meu s-a apropiat de Andrei Tamazlăcaru. Andrei Tamazlăcaru era și dumnealui profesor la Institutul de Arte și a spus: soția mea cântă, nu vrei să o asculți? Și am mers și vine soțul meu acasă de la institut și îmi spune: să pleci mâine la Andrei Tamazlăcaru, am vorbit să te asculte, să asculte vocea. Și când am mers la Andrei Tamazlăcaru, mie îmi plăcea foarte mult atunci un cântec care era interpretat de o cântăreață foarte cunoscută de la noi, Angela Păduraru. Dumnezeu să o odihnească, nu mai e de mult. Doar câteva fragmente, dacă pot, sau trebuie la microfon să cânt, probabil, da? Numai o secundă. Să pregătească cei din studio un pic microfonul, dar chiar voiam să vă rog, pentru că atât de mult am vorbit despre muzică și doar ne-ați provocat un pic un început de colind care ține de Ștefan, care practic domnitorul nostru, care leagă cele două țări pe care eu personal consider că nu sunt două, e una, iar dacă sunt încă două, parcă-s două, parcă-i una, da, se spune în cântecul de la Eurovision. Sunt surori, gemene. Ba, suntem o țară, trebuie să spunem lucrurilor pe nume și am fost la anumite cotituri istorice, am fost rupți de trupul țării. Pentru că așa a fost să fie și, din păcate, uneori negocierile sau istoria e greu de schimbat cu oameni slabi. Dar cine știe în viitor? Întotdeauna e loc, pentru că până la urmă, dacă și Republica Moldova va intra în Uniunea Europeană, Doamne ajută, ne dorim foarte mult, vom fi poate o țară mare a Uniunii Europene. Ziceam de cântec. Da. Bine, eu am să mă ridic, fiindcă cine cântă știe că diafragma trebuie să fie liberă, așa, ca să încerc, fiindcă voi cânta. Da. Vorbeam că când am venit la Andrei Tamazlăcaru, am venit cu un cântec din repertoriul Angelei Păduraru. Doar un fragment.
Of, spune, mamă, cui m-ai dat, mamă, mamă? De-așa m-ai înstrăinat, mamă, mamă. Și nu ți-a mai părut rău, mamă, mamă? C-am plecat din satul tău, mamă. Ei, Tamaz Lăcaru atunci m-a întrebat, bine, acesta e un cântec cunoscut, ce știi de la tine, de acasă? Și mi-am amintit că tatăl lui Nicolae Botgros, sunt sigură că toți cei din România știu cine este Nicolae Botgros, cânta la Împodobitul Miresii un cântec. Și el am cântat lui Tamaz Lăcaru. Taci, mireasă, nu mai plânge, că la maică tatei duce. Când a cânta, știu că-n baltă, atunci îi vei fi fată. Foaie verde, lemn de tei, de-acum nu mai ești holtei. Sâmbli sara pe cărări, sâmbli sara pe cărări. Wow! Wow! La fel e un fragment, fiindcă vă dați seama, până se împodobea mireasa, era un lucru care dura mai mult în timp. De aceea și cântecul se compunea pe loc. În funcție de cine era nănașa, cine era nănașul și părinții și tot așa. Ei, acest cântec a fost un cântec de botez, ca să zic. Cu acest cântec am avut dreptul să fiu încadrată în ansamblul etnofolcloric Tălâncuța. Și de aici s-au pornit. Ziceam că în ansamblu noi n-am venit doar să fim cântăreți, să ne etalăm noi ca voci, ca iată, eu sunt, cine sunt eu. Noi studiam în primul rând, mergeam pe teren, culegeam, ne documentam de unde a pornit cântecul. Și așa am scos în prim plan baladele, care la fel nu se mai cântau la noi, cântecele doine, care sunt foarte puține, și cântecul de leagăn. Deși cântecul de leagăn e ceva intim, e comunicare între mamă și copil, dar noi l-am scos la rang de număr artistic ca să dumerim lumea de importanța cântecului de leagăn. Bineînțeles că îmi veți putea reproșa că în repertoriu l-avea deja cântecul de leagăn Maria Tănase, că la fel Sofia Vicoveanca interpretează cântecul de leagăn. Ei, uitați-vă că noi, în bucățica asta de pământ, nu aveam dreptul să ne cântăm cântecul de leagăn. Ori în ansamblul etnofolcloric Tălâncuța, fiecare membru al ansamblului avea cântecul și nu numai unul, cântecele de leagăn. Le-am dat valoare artistică. Primul meu cântec de leagăn, sigur că a fost dedicat fiicei mele, dedicat un cântec pentru fetițe. Nu știu dacă e cazul să interpretez da, un fragment. Da, de ce nu? De ce nu? Bine, să încerc așa, cum intim, ziceam, e o chestie atât de intimă, mama și copilul.
Haide, nani, fata mami, haita lulu cu mama, că mama te-a căuta. Și mama te-a legăna ca pe o floare drăgălașă, ca pe un înger așa-n fașă. Hai ta, Lulu, cu mama, nănicuță draga mea. Că au fost talentați, fiindcă atât fetiții cât și băiatului, fiului meu, le-am cântat cântecele de leagăn, ba mai mult, le-am cântat și nepoților. Și atunci când am vorbit la expoziție, atunci când cel mai mare nepot al meu, care e deja flăcău, are 20 de ani, venise în ospeție cu fiică-mea și ceilalți doi copii ai ei, deci trei nepoți doar de la fiică și doi de la două fetițe de la fiul meu, vă dați seama că sunt și bunică de 5 stele. Când m-a rugat, mulțumesc mult, e bogăția mea cea mai mare. Când a venit fiică-mea cu cei trei copii ai ei la Chișinău și seara m-am culcat eu cu ei. Le plăcea ca bunica să-i mai așa pe spate, să-i mai scarpene un pic și să le cânt, le cântam cântecul de leagăn. Dar atunci, seara aceea, am mai vorbit și am încercat să-i adorm așa. Și la un moment dat, Alexandru îmi spune: bune, cântăm cântecul de leagăn, că așa mă calmează. Pentru mine a fost poate cea mai mare apreciere a ceea ce fac eu în cadrul ansamblului etnofolcloric Tălâncuța. Fiindcă dacă un copil a simțit că acest cântec vine ca un balsam pentru sufletelul lui, vă dați seama că eu mi-am dat, că eu fac corect ceea ce fac. Pentru că am vorbit despre toate aceste lucruri care sunt minunate, pe mine mă lăsați fără grai, pentru că Vin din orașul lui Eminescu, cum îi spunem noi, a lui Iorga, a lui Enescu, a lui Ștefan Lucian. Și marea majoritate a copilăriei mele, vacanțele, le-am petrecut pe malul Prutului, pe partea asta-laltă, cum spuneam noi atunci. Bunicii mei fiind din Rediu, Rădăuți, Prut, foarte aproape de Miorcani, se spunea la un moment dat acolo unde se agață harta în cui. Și îmi aduc aminte din copilăria mea toate lucrurile despre care dumneavoastră vorbiți acum. Pentru că nu am văzut practic absolut nimic diferit. Sunt momentele despre care vorbiți, modul în care prezentați lucrurile, sunt practic în același timp amintiri ale copilăriei mele.
Sunt curios dacă mai există cineva astăzi, așa cum era în datina străbună, ca mireasa să lucreze la război covorul care urma să fie întins în fața altarului și pe care ea avea, se desfășura procesiunea de căsătorie. Îmi aduc aminte că era un obicei în partea Moldovei ca mireasa să țese acel covor. Nu știu dacă acum mai există sau aceleași lucruri se întâmplau și dincolo de Prut? Da, bineînțeles, și lucrul acesta încă o dată în plus ne vorbește că suntem un neam și că întotdeauna am avut niște criterii și valori morale aparte. Și în același timp, la fel, în toate zonele României. Bineînțeles că acum progresul tehnic ne-o ia înainte în ceea ce privește tradițiile și obiceiurile de altă dată. Dar în cadrul nunților încercăm să le păstrăm. Și adunând aceste costume de pe întreg arealul românesc, am găsit la bunica nororii mele, care e de la Galați, din satul Umbrărești, raionul Galați, cămașa de mire brodată de ea, de bunica nororii mele, pentru viitorul ei soț. În același timp, mireasa broda cămașa ei de mireasă, cămașa mirelui, pentru soacra mare și pentru socru mare și, bineînțeles, pentru părinții ei. Aceasta era de datoria miresei pe timpuri. Acum putem cumpăra aceste minunății de la meșteri populare absolut deosebiți, care au apărut foarte mulți în ultimul timp și trebuie să le fim recunoscători că ei au încercat să păstreze acele și să ducă mai departe, și să ducă mai departe ceea ce avem astăzi. Valorile. Valorile. În ceea ce privește covorul, se făcea zestrea miresei la noi, când se ducea mireasa de acasă, de la ea era dusă la mire acasă, cu o căruță în care se punea tot, să vadă toată lumea, și covoarele și pernele și plapumele și tot ce îi pregătea de zestre mama, împreună, bineînțeles, cu mireasa, și toate acestea treceau prin tot satul până ajungeau la mire. Sigur că nu se păstrează multe din lucrurile acestea. Era astăzi și o mândrie, pentru că toate acele lucruri erau țesute manual, erau lucrate manual. În fiecare din aceste lucruri exista o parte din sufletul acelor oameni. Eu vreau să vă spun că pe lângă costumele populare, eu mai colecționez și prosoape. Prosoapele care erau țesute și continuă și astăzi să fie în unele localități țesute. Adică ștergare. Ștergare, da. Ștergarele de nănași care erau altfel, cu horboțică, tot făcută manual, croșetată, de jur împrejur, așa să fie bogat, să se deosebească nănașul de toți ceilalți nuntași. Păstrez acasă covorul bunicei, țesut de ea, cu inițialele ei pe acest covor, păstrez două peretare absolut deosebite de la străbunica, ca tehnicile... Adică acel covor cu care se îmbracă casa peretele, mare, da, din casa mare. Peretele din casa mare, partea de jos de obicei. Acela e peretarul, da, partea de da, jos. Dar da, covorul se îmbracă, se pune de pe peretar, tot peretele. Da. A, de peretare. Și când am mers cu aceste două peretare care mi-au rămas de la străbunica la muzeu ca să-mi spună ei ce e cu tehnica lucrării acestor peretare, mi s-a spus că au dispărut asemenea tehnici, nu mai sunt.
Vă dați seama cu atât mai valoroasă este acea bucată de 2 metri cât are, nici n-am măsurat-o de altfel, dar care o păstrez ca ceva sfânt, fiindcă a atins mânuțele străbunicii mele, pe care, spre norocul meu, am mai prins-o în viață. Aveam 3 anișori când a plecat, dar o țin minte. Noi știm că mai aveți o ie care are o poveste interesantă. Da. E cea de sus, a treia ar veni din partea asta. Cea cu negru? Da, cea cu negru. Și galben. A doua din partea asta și a treia de aici. Aha. Da. M-aș dacă ridica să colegii... Da, ați înțeles despre care este vorba. Deci aici 1, 2, 3, a treia ei. Ziceam da. Că, da, despre asta este vorba. Atunci când devenise o boală, dacă vreți, de fiecare dată când vedeam o ie pe undeva, nu puteam până când nu mi-o adunam în colecția mea. Ei, această ie a plasat-o cineva pe un site cu o mânică ruptă, fărâmată total. Deci era doar... Și eu când am văzut-o, mi-am dat seama că e ceva foarte valoros, fiindcă dacă o apropiați și vedeți însemnele de pe ea... Ia, să vedem camera cealaltă. Deci e vorba de semnul infinitului. Nu, camera cealaltă. Ați arătat-o. Iată, despre așa, asta. Da. Uitați-vă, acolo e semnul crucii cu busuioc și e semnul infinitului. Și culorile sunt atât de sobre, de aceea că culoarea neagră reprezintă pământul, iar culoarea paiului, bineînțeles, reprezintă grânele, grâul. Și să știți că pe timpuri o femeie, când se pornea să lucreze la o cămașă, ea nu se pornea oricum, nu aduna flori sau mai știu eu, ea avea un gând, avea o filozofie fiecare cămașă. Această cămașă, eu nu știu ce suflet de artist și ce minte i-a venit în cap să facă aceste însemne. E ceva deosebit și ziceam că am luat-o, mi-au trimis-o așa cum era ea ruptă, am curățat-o, am spălat-o și bucata cei care era ruptă, am scos-o frumos și am scos din altă parte și i-am adăugat la mânecă, iar în față n-am vrut să se piardă absolut niciun centimetru din această ie, toate bucățelele le-am pus mai jos în față. Dacă se poate să mai jos să arătați cămașa din față, iată, bucățica asta e din bucăți mici, le-am prins pe toate una de alta. Norocul meu că eu mai și mă pricep în croitorie. Asta e adevărul. Și fiecare e prelucrată în felul meu. Bine că eu le-am adaptat ca să le pot îmbrăca în scenă și să le aduc cât mai aproape de ea sau de cămașa moldovenească. Dar nu pot, iată, să zici, asta e jet-beget sau asta a treia, care e cu marama. E deosebită prin fapt. E într-un fel, reprezintă un desen floral, dar ar fi și arborele genealogic și plus la toate am informație că astfel de cămăși purtau doar preotesele, soțiile de primar și profesoarele. Deci era ceva mai select. Nu era purtat de oricare în sat. De altfel, tot de la dumneavoastră am mai auzit o poveste. Acea cu ei îngropată. Da. Și aș dori, dacă e posibil, să o împărtășiți cu noi toți. Nu e povestea mea, dar m-a emoționat profund la o întâlnire într-un concert cu Margareta Clipa de la Suceava, cântăreața de la Suceava. Era cu cămașa foarte frumoasă și toată brodată cu mergele, cu sută, că nu poți să zici brodată. Și eu m-am uitat așa lung la cămașa ei, la ia ei și i-am spune, știi că are o istorie. Și mi-a destăinuit această istorie.
Am mers în tren cu două femei în vârstă, două surori, și au făcut cunoștință. Și peste un timp, doamnele, erau și ele din zonă, au telefonat-o și i-au spus, vină la noi, că avem pentru tine ceva aparte. Și când a venit, le-a scos și le-a arătat, i-a arătat Margaretei, ei aceasta și a povestit istoria. Pe timpul celui de-al doilea război, când ele s-au refugiat, au îngropat această ie la rădăcina unui pom. Eu știu cum au făcut-o în așa fel ca să nu pătrundă umezeala. Și când s-au reîntors peste un an, doi, nu mai știu cât, au dezgropat această ie. Deci era un simbol al familiei, era un lucru de mare preț pentru aceste două doamne și ele au spus, noi plecăm, n-avem cui lăsa această bogăție. Ți-o încredințăm dumitale că știu ca să o scoți în lume. Foarte frumos. De altfel, un obiect care vestimentar, care de fapt prin natura vremii s-a transformat într-o inestimabilă valoare, un lucru care probabil și sperăm noi să țină cât mai mult și să fie transmis generațiilor viitoare, pentru că toate aceste lucruri minunate pe care dumneavoastră ni le-ați adus astăzi și noi ne bucurăm, sufletul, ar trebui să le transmitem mai departe generațiilor tinere, pentru că până la urmă aceasta este singura bogăție reală a neamului nostru. Nu cred că există popor în lume care dispune de o asemenea bogăție. Uitați-vă, România nu e atât de mare, dar câte zone folclorice are, care diferă una de alta. Diferă și costumul popular. Dar până la urmă, adunate toate la un loc, suntem un singur neam. Asta vorbește și de creativitatea acestui popor, de ingeniozitatea acestui popor. Și noi trebuie să fim mândri că suntem români. De altfel, știu că imediat după evenimentul de lansare a colecției la Institutul Cultural din Londra, știu că cele două ambasadoare, ambasadoarea României și ambasadoarea Republicii Moldova, împreună au vizitat această colecție. E și acesta oarecum, mai mult sau mai puțin, un semn de unitate, chiar dacă într-o altă țară. Da, să știți că am rămas impresionată de gestul dumnealor, le mulțumesc pe această cale și cel mai mult ce mi-a plăcut că au venit ambele în costume populare. Asta a fost extraordinar, deci dacă data trecută când am deschis expoziția am vorbit despre Regina Maria, o regină a îndrăgit un strai țărănesc și a dat seama de valoarea acestor piese populare, asta vorbește de foarte multe, de foarte mult, vorbește de, într-adevăr, noi poate nici nu ne dădeam seama cât de importante sunt aceste piese, trebuia să fie purtate de o regină ca să vorbească de valoarea lor adevărată. Și faptul că două ambasadoare au venit în costum popular, la fel vorbește de ceva. Regina Maria, care de altfel și-a dăruit inima la propriu României. Pentru cei care nu cunosc și care s-a născut în Ashford, în Kent, în Marea Britanie, unde de altfel
se și află statuia Reginei Maria. Ar fi bine să mergem și acolo cu o expoziție de costume populare, ca și englezii să fie mândri de regina lor, dar sunt sigură că sunt mândri de regina lor. Nu ne mai oferiți ceva din... Din cântece. Pentru că eu am auzit un cântec, un cântec care m-a emoționat foarte tare. Cântare mamei. Și tare mult mi-aș dori să-l împărtășiți tuturor. E unicul cântec din repertoriul meu care e de autor. Vorbesc de ansamblul etnofolcloric Tălâncuța, ce am cântat până acum, dar acest cântec e pe versurile soțului meu, Simeon Ghimpu, și țin la fel foarte mult la el și am să încerc. E mai complicat pentru mine că, vedeți, nu sunt susținută orchestral, mi-ar fi mai ușor. Sunt și după o răceală, dar asta nu e o justificare. În caz de nu merge așa cum ar trebui, sper să nu fiți prea severi cu mine. Ce folos de viață cotrăiesc, dacă mamă rar te întâlnesc? Ce folos de cânte cum de dor, dacă mamă nu ai ajutor? Ce folos de cânte cum de dor, dacă mamă nu ai ajutor? Ce folos când viață o duc bine, dacă mamă nu ești lângă mine? Ce folos că auzi cântecul meu, dacă lângă tine nu sunt eu? Ce folos că auzi cântecul meu, dacă lângă tine nu sunt eu? Ginerile ți-a plăcut, i-a ales, dar nici el nu te vede mai des. Ce folos că ai și nepoței, dacă rar de tot te văd și ei? Ce folos că ai și nepoței, dacă rar de tot te văd și ei? Ce folos că m-ai născut cu glas, dacă mamă singură ai rămas? Și la bătrânețea grea ta, apă mamă n-are cine-ți da. Și la bătrânețea grea ta, apă mamă n-are cine-ți da. Acum și eu, ascultându-mă, îmi dau seama că am ajuns în rolul mamei cântate. Sunt singură acolo, la Chișinău. Și toți nepoții mei aici. Da, m-ați, deși este pentru a doua oară când ascult acest cântec, trebuie să mărturisesc acest lucru, sunt tot fără grai și cu emoții deosebite, în primul rând pentru
pentru trăirile pe care le stârnește această melodie în sufletul meu. Cred că pentru fiecare român care este plecat departe de țară, această melodie are un impact deosebit, pentru că oricât de multe lucruri materiale am avea pentru noi întotdeauna, acasă va însemna locul unde ne-am născut, locul unde am sărutat prima fată, unde am învățat prima poezie, acolo unde am învățat prima poveste, prima literă din alfabet. Să știți că cu acest cântec, oriunde aș merge, fie în Italia, fie chiar aici în Anglia, sau în altă țară din lume, acest cântec strânește emoții foarte puternice, fiindcă știm prea bine ce se întâmplă în ultimii 10-20 de ani, când lumea pleacă masiv peste hotare, își lasă casa, își lasă părinții și apoi le duc dorul acolo unde ajung. Și de fiecare dată ziceam, când ieșeam în scenă cu acest cântec, vedeam atâta lume plângând. Nu e ușor să-l cânți atunci când vezi că cineva plânge, dar în același timp te gândești că totuși cântecul și-a atins scopul, a ajuns la sufletul omului. Și eu cred că soțul meu cel mai tare ar fi mândru atunci când a scris aceste rânduri. Poate nici nu s-a gândit cât ce înseamnă, ce ar însemna astăzi acest cântec, care e foarte actual, trebuie să recunoaște. Da, este, dar este și încă sunt copleșit de efectul. E un efect care l-a avut și asupra mea, care, după cum am zis, din păcate, cred că undeva în sufletul nostru, pentru unii poate faptul că suntem în străinătate e doar o chestiune temporară, pentru alții însă s-ar putea să ajungă oameni între două lumi sau oameni cu două țări, o țară adoptivă și țara de origine. Important e să nu uităm de unde am pornit, să nu uităm pe cine am lăsat acasă, să nu uităm unde ne sunt rădăcinile și să încercăm să facem cât mai mult pentru țara de unde am plecat. Că acum nu e atât de complicat să locuiești la Londra și să-ți ai casa la București, să zicem. Dar totuși noi românii suntem legați de vatră, suntem mai sentimentali, suntem mai... Și nu e rău, nu e rău. De ce aceste ii, aceste costume, de exemplu, au strânit atâtea emoții când au fost prezentate și continuă să fie prezentate aici? Sau un cântec, fiindcă toate acestea sunt în genele noastre și românul, oriunde ar fi, rămâne român. Ați spus că mai aveți o surpriză pentru noi. Am auzit ceva înainte de un cântec haiducesc? Ah, da. E la fel un cântec pe care l-am cântat la Tălâncuța. Nu e ușor de cântat, dar voi încerca. Uf.
frunză verde. Clocotici măi, pline codru de voinici măi, pline codru de voinici măi, la tot plopul câte cinci măi, dar la plopul din căra stă un voinic cel călare și strigă în gura mare. Și mi-a dă băsma cu floare. E un cântec haiducesc. Știți prin ce treceau haiducii când plecau în codri? Nu numai părinții erau lăsați la vatră, dar și iubita pe care o așteptau să vină furiș, iar băsmaua cu floare era un simbol ca să șteargă fruntea de sudoare, să șteargă lacrimile chiar. E un fragment. Foarte frumos și bănuiesc că și cei care ne urmăresc acum sau ne vor urmări, pentru că acest material va rămâne acolo pentru posteritate și uneori, chiar dacă mai sunt mici greșeli atunci când există transmisiuni în direct, însă acesta este și farmecul unei emisiuni în direct până la urmă, dar mai mult decât atât, ea rămâne o valoare și e parte din faptul că dumneavoastră ați fost aici, din faptul că noi reușim prin intermediul dumneavoastră să transmitem mai departe o parte din tezaurul cultural al poporului nostru. Sunt onorată, să știți. Eu vă spun sincer, aș petrece ore întregi, pentru că a fost o mare bucurie să vă avem prezentă la noi. Și vă invităm ca ori de câte ori aveți un gând bun pentru cei mai bine de 1,5 milioane de români care trăiesc acum în Marea Britanie și foarte mulți moldoveni. Nu cunosc exact numărul, dar știu că sunt și foarte mulți moldoveni. Să nu ne uitați. Și din când în când
să veniți să ne vizitați și să aduceți o parte din sufletul țării noastre cu dumneavoastră, pentru că avem mare nevoie de acest lucru. Cu mare drag, deci modalitățile de a aduce picături din sufletul, nu numai al meu, dar prin mine și a celor care rămân la vatră, sunt diferite. Am făcut-o în cazul costumelor populare. Aceste cărți pe care pe parcursul anilor le-am adunat sunt niște antologii, să știți, eu nu pot să mă pretind scriitoare, dar am muncit foarte mult la ele, am adunat materialele din Biblioteca Națională, din presa timpului, din emisiunile radio și TV și atât tot am vorbit de Tălâncuța. În această carte e toată viața și activitatea ansamblului etnofolcloric Tălâncuța și a fiecărui coleg în parte și, bineînțeles, a lui Andrei Tamazlăcaru. Apoi ziceam de cartea despre viața și activitatea lui Simeon Ghimpu, în memoria, deși l-am prins în viață cu vreo 2 luni înainte de a pleca din viață, am adus această carte acasă. Apoi a urmat cartea, lipsește una din ele, Paicul, un sat din lunca Prutului de Jos, o monografie a satului meu, am muncit foarte mult la această monografie, de acolo am și aflat de unde sunt rădăcinile, sunt de la străbunii mei, au venit pe timpul transhumanței cu oile de la poalele Sibiului și au venit în Basarabia, acolo și s-au stabilit cu timpul. Deci, ziceam, în această carte am descoperit arborele adevărat al familiei mele, arborele genealogic. Apoi a urmat cartea despre Nicolae Bodgros, Sufletul Viorii, o carte de 600 de pagini, am muncit enorm de mult la ea. Și nu penultima, fiindcă acum e la tipografie o altă carte, penultima e despre compozitorul, cunoscutul compozitor Petre Teodorovici. Poate la dumneavoastră peste Prut se cunoaște mai puțin despre el, e fratele lui Ion Aldea Teodorovici și e cel care a scris Melancolia pe care o cântă Sofia Rotaru și nu numai, renumitul cântec, de aceea și denumirea cărții Melancolia Dorului Etern. Din păcate, familia Teodorovici cu o istorie aparte, au murit toți de foarte tineri, dar au lăsat în urma lor o bogăție. Acest Petre Teodorovici a cântat și a fost cântat piesele lui și de orchestra lui Paul Morea. E un lucru extraordinar. Acum, ziceam, la tipografie, e o carte despre cântăreața noastră Ioana Căpraru, de la sudul Republicii, suntem din aceeași zonă, ne cunoaștem foarte bine și trebuia să fac și această carte. Deci, eu lucrez la redacția Muzică Radio, unde am intervievat pe parcursul anilor somități din domeniul cântecului popular, dar și cel de muzică ușoară. Dacă am să vă spun că în anii 90 l-am intervievat și pe Dan Spătaru și am un interviu extraordinar cu dumnealui, Marina Voica, Sava Negrean Brudașcu, mai vorbesc din cântărețele de mai încoace, de Irina Login, de Constantin Bahrin de la Iași, aceeași Margareta Clipa și foarte, foarte mulți cântăreți de la dumneavoastră, dar și de la noi. Sunt redactor la revista Realități Culturale de la noi, de la Chișinău și încerc, dacă nu în fiecare număr, cum reușesc, cel puțin peste un număr, să obțin coperta, deci fotografia de copertă și un interviu de vreo 10 pagini cu cântăreții de la noi. Încerc prin toate modalitățile să demonstrăm cât de talentat e poporul nostru și cât de valoroși sunt oamenii noștri. Un mesaj pentru moldovenii și românii din Marea Britanie? Iubiți-vă ce e al vostru, dragi români, și nu uitați că atunci când ați pornit de acasă, în trăistuța dumneavoastră, cu acele îndemnuri,
cu cei 7 ani de casă, de acasă, așa zis, cei 7 ani de acasă, dar ați pornit cu niște valori anume de fiecare din familia dumneavoastră, să nu le trădați, să rămâneți a fi români oriunde ați fi. Noi vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră, care a fost nu plăcută, extraordinar de plăcută. Mulțumesc! Și e un moment important și pentru noi, pentru că nu o să încheiem această emisiune fără a-i spune un sincer la mulți ani unuia din voluntarii noștri care astăzi împlinește 33 de ani, vârsta la care eu am venit în Marea Britanie, este vorba de Aurelia Iordache. Mulți ani, mulți ani. Și care muncește cât de mult și cum se poate și cât se poate de bine și o face voluntar în sprijinul tuturor activităților comunitare. De altfel, faptul că de când a început pandemia, niciunul din voluntarii de la My Romania Community nu a avut parte de un concediu. Această emisiune o dedicăm tuturor și anunțăm că până în septembrie încercăm să lucrăm la capacitate redusă pentru ca tinerii voluntari să poată să aibă și ei un moment de relaxare de măcar 2-3 săptămâni. E tare mult și bine pentru ei, pentru că au nevoie și pentru că pun suflet în tot ceea ce fac, o fac în sprijinul comunității și ce e cel mai important, o fac gratuit. Respect și închinăciuni pentru astfel de oameni. Pe astfel de oameni se ține lumea. Vă mulțumim mult, vă mulțumim și dumneavoastră celor de acasă. Sperăm că ați petrecut momente frumoase alături de noi. Vă dorim tot ce e mai frumos, o vară cât mai plăcută și ne revedem în septembrie la My Romania Community. Toate cele bune, la revedere!